În contextul suspendării cursurilor pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale. Resursele de antrenament tip test realizate împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare respectă modelele subiectelor de examen. Scopul acestor teste este acela de a exersa în această săptămână și de a continua efortul de pus în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune la examenele viitoare. În cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate unele soluții ale acestor teste de antrenament cu explicațiile necesare pentru a înțelege cât mai bine răspunsurile. Baremele de evaluare și de notare nu se regăsesc momentan pe site. Ele vor fi publicate vineri 3 aprilie 2020. Rolul acestora sunt de autoevaluare și de calibrare a felului în care au fost redactate răspunsurile. Elevii și profesorii au la dispoziție câte 5 variante de teste de antrenament pentru examenele de matematică, limba și literatura română și limba maternă. Aceste modele vin după ce ministrul Educației Monica Anisie a anunțat că nu se îngheață anul școlar. Vreau să-i asigur pe elevi, studenți, profesori și părinți că la acest moment nu luăm în calcul înghețarea anului școlar sau amânarea examenelor cu un an. Specialiștii din Ministerul Educației și Cercetării lucrează la mai multe scenarii privind cu atenție și la ceea ce se întâmplă în cadrul sistemelor de educație din statele Uniunii Europene. Este important de precizat faptul că scenariile gândite de experții ministerului vor fi aplicate în funcție de evoluția crizei provocate de coronavirus în România și în acord cu deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a declarat ministrul Educației Monica Anisie. Reamintim că toate școlile și grădinițele sunt închise de pe data de 11 martie 2020, până cel puțin după Paște, potrivit anunțurilor oficiale, pentru a limita răspândirea noului coronavirus.